Programul de studiu biblic, Procesul Mântuitorului Iisus Hristos, evaluare biblică și istorică, a fost inițiat de părintele profesor Stelian Tofană acum câțiva ani și implementat în mai multe parohii din țară. Preoții Bisericii Sfânta Ana din Târgu Mureș au preluat programul și organizează în fiecare duminică după amiază, în perioada postului Paștelui, întâlniri de prezentare a procesului atât din punct de vedere biblic cât și istoric. Preambulul procesului și faza religioasă, iudaică, faza politică, romană a procesului, acuzații și încercări de a le libera pe Iisus, Iisus în fața lui Irod Antipa și din nou la Pilat, sunt temele abordate până acum. Am socotit să debutăm acest program biblic cu procesul Mântuitorului dintr-o perspectivă istorică și biblică, tocmai pe considerentul că e o temă destul de incitantă și în același timp controversată. Și sigur că în predicile de duminică foarte puțin ai răgazul să poposești asupra acestei problematici, să o iei în dezbatere. Practic, în aceste 6 săptămâni de post, noi creștinii ne pregătim sufletește să intrăm în cea de-a 7-a săptămână, săptămâna pătimirilor Domnului, săptămână în care un loc central îl ocupă tocmai această judecare a Mântuitorului Iisus Hristos, acest, l-am numit proces, deși la o analiză atentă observăm că acest proces a fost un fals proces, deoarece procedurile de judecată iudaice și cele romane, la o analiză atentă, se observă a fi încălcate, dar e important să vedem cum anume ajunge Dumnezeu omul, Iisus Hristos, să fie judecat de om. Citim mai mult sau mai puțin Biblia. Din păcate sunt care probabil chiar n-au citit-o, eu mă străduiesc să citesc, sunt deocamdată la Vechiul Testament și sunt unele probleme care poate le înțeleg în felul meu și am ocazia să mă lămuresc. În același timp, probabil că se lămuresc și alții prin răspunsurile pe care le primesc eu de la părinți, de la domnii preoți. Cred că cel mai important lucru când venim aici este că ne reculegem, ne intrăm într-un fel de introspecție, iar părinții, amândoi, în egală măsură, iau textul biblic și îl disecă exact ca într-un laborator. Ne fac să-l înțelegem dincolo de cuvinte. Mesajul din spatele mesajului. De ce procesul Mântuitorului s-a derulat atât de rapid? De ce Iisus Hristos a ales tăcerea la acuzațiile care i-au fost aduse? Cine a fost cel mai vinovat în osândirea Mântuitorului? Sunt câteva din întrebările pe care enoriașii le-au propus spre dezbatere la finalul studiilor biblice. O întrebare care ar trebui să ne preocupe pe toți, atât creștini cât și cei care nu fac parte din biserica creștină, o întrebare care, sigur, la care am găsit sau n-am găsit răspunsuri într-un mod personal, la care poate au găsit alții în locul nostru răspunsuri și pot să ne ofere un răspuns potrivit, și anume, marea întrebare, cine este Iisus Hristos? Este o temă destul de amplă pe care o vom lua în discuție acest program de studiu biblic. Sigur că din această temă se vor răsfrânge și alte subteme care vor încerca să elucideze această problematică a persoanei și activității mântuitoare a lui Iisus Hristos. Ideea este ca să ajungi la o credință stabilă și să poți răspunde din start ce-i credința pentru tine, ai nevoie de niște răspunsuri, dar răspunsurile nu vin dacă nu spui întrebări. Într-un studiu biblic ți se prezintă diverse lucruri la care nu ai acces, dar trebuie să studiezi foarte mult, să citești foarte mult și timpul de regulă nu îți permite. În schimb, ai posibilitatea să pui întrebări, ai posibilitatea să afli o mulțime de lucruri și dacă nu spui întrebări, lucrurile rămân confuze. Ultimele 2 întâlniri duminicale vor avea loc în 2 aprilie, ora 17:30, cu tema Presiuni asupra lui Pilat, osânde și sentințe, și în 9 aprilie, de la aceeași oră, cu Concluzii, retrospectiva biblică și istorică a procesului. Programul de studiu biblic, Procesul Mântuitorului Iisus Hristos, este organizat de Parohia Sfânta Ana din Târgu Mureș, în colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.